Despre profilul de care are nevoie o capitală a românilor, cum îmi place mie să spun. Are nevoie, într-adevăr, de un profesionist care să știe cu ce să mănâncă zona serviciilor de utilitate publică, să aibă și experiență și expertiză în lucru cu, mă rog, în activitățile care se desfășoară pe zona de utilitate publică, trebuie să aibă viziune și trebuie să fie un foarte bun manager. E greu din postura de freelancer să treci în postura de manager, dacă nu ai avut... Păi, freelancerul susținut de liberali, dar fi să ne referim în continuare la știrea de la Cluj. În niciun caz, un candidat pentru o capitală a României în 2016 nu poate să stea pe aceste două valențe, și anume să se cunoască cu președintele Iohannes sau să fie cunoscut, să aibă notorietate și să fie promovat, susținut de un partid sau altul. Bucureștenii, eu îi simt foarte bine, foarte dezmeticiți, foarte dezmeticiți. Pe cine vedeți contracandidat al lui contracandidat? Păi domnul Oprescu, în primul rând, că nu și-a anunțat candidatura. Vă întreb eu, așa, cu sursele dacă pe care domnul le-am Oprescu eu. Și-ar anunța candidatura, așa, probabil ar apărea și contracandidatul domnului Oprescu. Oricine vine pe o construcție reală în București și pe un profil de specialist sau profesionist, pe domenii care intră se intersectează cu interesul bucureștinilor și nu mai al bucureștinilor, ci al întregii zone metropolitane a capitalei, cred că poate fi un concurent serios pentru orice fost primar, chiar și pentru actualul primar, ce ulterior ar deveni fost primar, sau pentru orice om care vine strict pe zona politică susținut de partide, fără a fi neapărat un profil de specialist. Nu vrem să ne întoarcem la